Ok. Păi, dacă toți mă filmați pe mine și sunt cage sau cage, cum vreți voi să-i ziceți, sunt manager al Sweet Damage Crew, administrator al Corner Shop, magazinul de spray-uri, și tată și soț. Asta sunt până acum. Povestea începe cu vreo 7 ani în urmă, când, de fapt, cred că începe cu mult mai mulți ani în urmă, când fiecare era pe cont propriu venit din lumea graffiti-ului de stradă și ne întâlneam ocazional pe la tot felul, prin tot felul de fabrici abandonate pe stradă sau la concursuri dedicate graffiti-ului. Și acum 7 ani am participat la un festival în cadrul căruia trebuia să creăm această echipă și să aibă și un nume, pentru că așa cereau regulile, să ne scriem sub formă de echipă. Și întâmplarea a făcut că atunci, în 2010, unul din membrii echipei avea pe el un tricou pe care, culmea, scria Sweet Damage. Tricou era făcut de el 100% de la zero, fiind, e vorba de BX, colegul nostru, care face parte din nucleul de bază al Sweet Damage, cu care, mă rog, noi în nucleul de bază am fost 4, și anume eu, Lost Optics, Recis și BX. Și BX avea acest tricou pe el, cu un tag făcut de el, și crease propriul lui tricou. În momentul în care a trebuit să ne înscriem în concursul respectiv, bine, noi am venit așa, hai să desenăm, și a venit omul ăla cu hârtiuța și a zis, bă, am nevoie de un nume să vă trec aici. Și am aruncat așa o privire în dreapta, l-am văzut pe ăla îmbrăcat cu tricou Sweet Damage și zic, scrie și tu Sweet Damage, cred că e ok. Și 7 ani mai târziu a rămas același nume și a evoluat foarte mult crew și am și adăugat niște membri noi în echipă. Deci cumva să-ți răspund la întrebarea ta, noi eram niște grafări de stradă care individual făceam ocazional lucrări comisionate pentru tot felul de agenții, clienți, corporații, whatever. Ideea creării unui crew ne-a ajutat pe toți pentru că cumva prindeam mai multe lucrări care puteau fi efectuate într-un timp mai scurt, ceea ce însemna, nu știu, și o evoluție în același timp și mult mai mult de muncă pentru fiecare în parte. Cum ți se pare în perioada asta de când v-ați făcut voi crew până acum? Cum ți se pare evoluția graffiti-ului și nu doar a graffiti-ului înțeles urban, ci cum e el văzut de societate în mediul actual, imaginea graffiti-ului, ce se desenează, cum se desenează, toată cultura din spatele lui. Ți se pare că lumea e mai deschisă, înțelege mai mult? Tind să cred că în momentul de față graffiti-ul a ajuns la un nivel din ăsta la care toată lumea îl vede ca fiind cool. Îl asociază graffiti-ul cu urbanul, automat. Graffiti egal urban. Majoritatea brandurilor care au ca target o zonă din asta 15-35, la un moment dat, într-un brainstorming la ei în ședință, se ivește acolo ideea de urban automat graffiti și cumva cred că așa apărem și noi în discuție. Aici vorbind strict de zona corporate, care cumva a ajutat aducându-ne în stradă într-un mod organizat și cu niște lucrări de amploare pe un termen lung efectuate, aducându-ne în stradă, cumva a ajutat și la percepția colectivă asupra graffiti-ului și cred că am schimbat un pic din mentalități, zic eu. Cred că a ajutat tot, nu știu, mixul ăsta între corporație, graffiti de stradă, urban, cool,
a ajutat la schimbarea mentalității colective. Și zic asta pentru că tocmai ce am terminat un proiect acum câteva zile, undeva la piața Națiunile Unite, cu un panou de 25 de metri care a fost desenat timp de 3 zile, foarte mult trafic în zonă, oameni care treceau pe jos pe lângă noi și feedback-ul a fost unul pozitiv în majoritatea cazurilor, cu mici excepții, dar culmea, adică nu era un desen care să fie neapărat înțeles de toți, era cumva direcționat mai mult spre zona de graffiti decât spre zona de street art, care street art-ul trebuie să aibă o chestie figurativă, trebuie să aibă un mesaj bine poziționat și înțeles de toți. Nu, culmea era într-o zonă ușor abstractă, iar majoritatea celor care treceau pe acolo aveau niște cuvinte de laudă, să zic eu, la adresa noastră și la ideea în sine, la conceptul de a desena spațiul. Aici vreau să ajung cumva, adică organizarea asta pe care voi ați făcut-o și alte crew-uri organizându-se, se pare că a ajutat la înțelegerea ideii de graffiti și de artă din spatele graffiti în timpul ăsta, în 5 ani, 6 ani, adică spre o deschidere de acum 6 ani. Pare că toată organizarea asta așa cu pași mici care a fost făcută, se pare că a deschis mai mult viziunea oamenilor asupra grafitiului și nu-l mai văd doar ca uite pe aia că murdăresc pereții? Este strict o chestiune de percepție cumva, pentru că noi venind din lumea grafitiului și a tagurilor și a semnăturilor și a bomburilor pe pereți și a tot ce înseamnă stilul ăsta de viață ușor de vandal cumva, noi nu percepem semnăturile de pe pereți ca fiind deranjante pentru noi și le vedem cumva tot ca pe o operă de artă. Este până la urmă o caligrafie acolo. Corect, și dar eu mă refer la percepția oamenilor asupra acestor lucruri. Încercam să ajung acolo că nu neapărat tratează grafitiul cu mai multă lejeritate acum, pentru că în continuare ei consideră tagurile și bomburile de pe bloguri ca fiind vandalism și nu o operă de artă. Aici e problema cumva. Oamenii care fac treaba asta, care desenează în mod ilegal pe stradă, dar care ulterior sunt puși într-un alt context și desenează într-un cadru legal și fac o chestie nu știu, pentru societate, sau să zic și eu, deși sunt aceiași, cumva, sunt priviți cu alți ochi, dată fiind creația lor, știi? Se pare că în timpul ăsta, nu știu, în ultimii 10 ani, mentalitatea generală a oamenilor despre ceea ce înseamnă graffiti și cultură s-a schimbat vreun pic? Sau îi văd în continuare, consideră aproape orice formă de graffiti ca fiind vandalism? S-a schimbat puțin, pentru că este tot felul de indivizi, oameni, clienți de-ai noștri care își doresc în spațiul lor personal sau de business să aibă graffiti-ul pur, la litere stilizate, ce înseamnă graffiti în esență până la urmă, știi? Și da, cred că e vorba de cultura fiecăruia în parte, de cât de mult l-a interesat fenomenul ăsta al graffiti-ului și cât de mult s-a documentat el pe zona asta. Toată legătura asta dintre mediul business și mediul urban, mediul de stradă. Cum se pare că oamenii din crew de la voi fac tranziția? Cum se conceptele pe care le desenați, propunerile cu care vă duceți la ei? Cum ați reușit să îmbinați lucrurile astea și să reușiți să vă mulați și în continuare pe pereții de pe stradă, dar și într-un mediu office? E o discuție lungă și complicată asta, pentru că noi încercăm de cele mai multe ori să ne
impunem asupra clientului cu o idee sau un concept creat de la zero de noi, în ideea că noi știm ce trebuie să facem acolo și știm de ce ar avea nevoie peretele respectiv, dat fiind că facem treaba asta de niște ani de zile. Pe de altă parte, clientul vine cu o idee fixă și ne arată o poză și ne spune că asta am vrea să fie aici pe perete. Și trebuie găsit acea cale de mijloc, un compromis, o idee de a, nu știu, să stăm la o masă a negocierilor și să facem tot felul de schițe și simulări și să reușim să-l convingem că, până la urmă, propunerea noastră este cea de care el are nevoie acolo și nu neapărat ideea de la care a plecat el. Cumva trebuie, nu știu, educat clientul în zona asta grafitiului amestecat cu street art, că până la urmă, cumva fiind o lucrare dedicată publicului larg de cele mai multe ori, trebuie să aibă acolo și o chestiune ușor de înțeles, dacă e să o dăm așa, pentru că ducându-te într-o zonă total abstractă și cu cumva ceea ce și-ar dori membrii crew-ului să facă, cu siguranță nu ar fi la fel de mult și bine apreciată la nivelul colectiv cum sunt, nu știu, lucrările astea, nu știu, personajele, da, figurative, da, asta are, și glum, eu glumesc tot timpul și zic că, bă, dacă are ochi, nas și gură, e ok, știi, la modul. Magazinul, cum ți se pare că merge? Vin oameni noi, vin grafări din spate? Sunt foarte mulți copii, spre deosebire de noi care stăteam și strângeam săptămâni la rând bani să ne cumpărăm niște spray-uri, acum intră copii în magazin de mână cu părinții și își cumpără tot ce au nevoie. Problema e că eu nu știu unde desenează. În țară, cum ți se pare că e situația? Cum sunt alte crew-uri, alte mișcări din țară? Aș putea spune că e aproape inexistentă, dar cu toate astea se mișcă niște lucruri. Tocmai ce ne-am întors acum două zile de la Iași, unde se întâmplă un eveniment foarte tare. Băi, moldovenii se mișcă. Au făcut 3 evenimente în 3 luni de zile și au consumat peste 1200 de spray-uri în toată nebunia asta. Este vorba de fosta fabrică de mobilă din Iași, care evident că e părăsită și abandonată, este proprietatea cuiva acum, închiriază spațiile respective unor firme. Și una dintre firmele astea s-a gândit că ar fi foarte tare ca întreg parcul ăsta de hale să fie desenate, să se transforme, dacă vrei o comparație, poate că e un pic exagerată, să se transforme în ceea ce era Five Points pentru New York, în chiar o zonă din asta free to paint, cumva, știi? Să vină oamenii și să deseneze acolo. Și în 3 luni de zile, bă, s-a desenat o grămadă acolo, tocmai ce ne-am întors, e o hală care va deveni un teatru altfel. Și au fost o grămadă de artiști chemați pur și simplu să deseneze cum au vrut ei toată hala aia. Singura regulă impusă de organizatori a fost paleta de culori. A trebuit ca totul să fie de la alb, să treacă prin griuri și să ajungă la negru. Alb, negru, gri. Lucru pe care l-au respectat cu toții și a ieșit foarte, foarte bine. Și nu vor să se oprească aici. Adică oamenii vor să ducă chiar să decoreze toată fabrica aia. Ceea ce este spectaculos că se întâmplă, cumva. La fel, oamenii din Sibiu se mișcă destul de bine. S-a ajuns deja la a 3-a ediție a Sibiu Street Art Festival, Sibiu International Street Art Festival, pentru că ei deja cheamă și oameni de afară. Și acolo au avut niște probleme, nu au reușit să obțină
blocuri în oraș, pereți în cadrul orașului pe care se deseneze, iar ca alternativă au folosit școlile și liceele, pe care au primit aprobare imediat și în scurt timp cred că vor rămâne fără pereți liberi la Sibiu. Au fost desenate foarte, foarte multe școli. Dar este un eveniment la care toată lumea își dorește să meargă, că încă de acum ne gândim să luăm parte la el. Nu de greu ți se pare partea asta de manageriat un crew? E cu dus și întors, că mai degrabă e un fel de familie, dacă vrei să o iei așa. Că noi am crescut împreună, ne știm toți, fiecare cu fiecare. Cumva cred că petrecem mai mult timp împreună decât petrecem cu familiile noastre. Suntem tot timpul pe drumuri, tot timpul pe șantiere, tot timpul dormim ca moschetari pe unde apucăm, cum apucăm aeroporturi, gări și așa. E complicat și nu a trebuit să învăț foarte multă birocrație, pentru că, dat fiindcă noi nu suntem o persoană juridică, ci suntem mai mulți indivizi care creează niște opere de artă în viziunea noastră, trebuia să existe și o modalitate legală de a factura toată treaba asta și atunci mergem pe contracte de drepturi de autor și tot felul de chestii și a trebuit să învăț niște legislație în domeniul ăsta, astfel încât să fim cât se poate de legal și pe de altă parte nici să nu fim înșelați în privința banilor și atunci automat semnăm contracte, stabilim tot felul de clauze. Îngem poveste. Mie mi se pare că din tot ce am povestit până acum, că relația dintre tine, voi ca și crew și terții cu care vorbești din mediile astea mai business, că până la urmă de acolo vă vin cei mai mulți bani, voi acționați ca un soi de evangheliști a ideii de graffiti. Te duci graffiti-ul într-o zonă în care oamenii nu știu ce înseamnă cultura graffiti și doar vor să vadă ceva frumos la ei pe pereți. Plecând de aici, crezi că munca depusă în promovarea ideii de graffiti, de spray-uri, de vopsea, poate să conducă către o deschidere a oamenilor mai mare, nu neapărat în ceea ce înseamnă graffiti, ci în ceea ce înseamnă arta și diversitatea care reiese din lucrul ăsta? Și aici mă refer așa, ca la o abordare a societății și a oamenilor din țara asta. Păi cumva tot ceea ce facem noi tinde să ducă în zona asta. Noi cumva asta ne dorim, să ajungem să desenăm cât mai multe locuri în orașul ăsta și să desenăm blocuri astfel încât munca noastră să ajungă la publicul larg și să și transmite ceva. Omul ăla care trece pe lângă peretele respectiv, să îl facem să se oprească un minut, două, să stea, să ridice capul din pământ sau din telefon, să se uite un pic la ce s-a desenat acolo, să vadă dacă îi transmite ceva desenul respectiv sau pur și simplu măcar să se minuneze la felul în care a fost făcut desenul respectiv, dată fiind, nu știu, monumentalitatea lucrării. Aici vorbesc de calcane, de blocuri de 7, 8, 10 etaje, știi, să le vezi desenate, e o reușită cumva, știi, că... Și pentru artiști și pentru oraș. Și pentru artiști și pentru oraș. Și aici te duci mult mai departe, adică dacă reușești să colorezi orașul, e un plus pentru capitala asta, știi, cumva poți să creezi niște tururi alternative, să iei turiștii, să-i plimbi prin oraș, să le arăți atât lucrările astea, dar să aibă și un ghid, să vorbească un pic și de ceea ce se întâmplă în zona aia, că de cele mai multe ori, adică nici noi nu suntem stupizi, știi, la modul, bă, să
creezi o operă pe peretele respectiv, studiezi un pic zona și vezi ce se întâmplă și ce a fost acolo înainte să vii tu să intervii pe peretele respectiv, care e specificul zonei și tot așa. Și atunci poți interveni cu o chestie relevantă pentru zona respectivă, care chestie ulterior să fie spusă mai departe și povestită către, nu știu, posibili vizitatori, să le spunem așa, cu un ghid, care ghidul ăsta să le povestească atât despre zona respectivă, cât și despre desen, cât și, na, și să facă să se aleagă cu ceva din treaba asta. Nu avem clădiri preferate în București care trebuie să... Sunt spații care merită să fie desenate și spații care trebuie lăsate așa cum sunt. Adică nu... Mamă, trebuie să fie culoare peste tot, că suntem noi nebuni. Nu! Nu! Există pereți din ăștia gri și mari și invizibili, să le zic așa, pentru mulți ochi, care pot fi aduși în prim plan, transformați într-un landmark, într-un spațiu bine definit și bine punctat pe harta orașului. În toți anii ăștia, România a prins din urmă și a ajuns la nivelul celor de afară, cumva, cu grafitiul, atât cu ăla din zona ilegală de trenuri, metrouri, street bombing, whatever, cât și pe zona de street art. Poate că la zona de street art chiar mai avem mult de muncă, dacă mă întreb pe mine. Sunt câțiva care activează acolo. Dar la graffiti-ul ăla original, venit din America, suntem top. Noi am pornit de mișcru în formulă de 4 și au tot început să vină lucrări și nu mai făceam față la un moment dat. Drept urmare, a trebuit să adăugăm noi membrii echipei și pe lângă Lost Optics, Recis, BX și eu, care chiar de la bun început eu le-am zis atunci, zic, s-ar putea ca eu să nu mai desenez, dar fiind, am avut așa o viziune în timp și parcă m-am văzut cu tankurile de hârtii în brațe și cu toate documentele și cu toate telefoanele și mail-urile pe care trebuia să le dau. Drept urmare, i-am anunțat de atunci că s-ar putea să nu mai desenez, o fac foarte rar, și a trebuit să adăugăm crew-ului alți membri. Drept urmare, au apărut Pandele, Boeme și Șatran, care fiecare în parte membru al crew-ului are alte activități adiacente, să le spunem așa. Nu știu, unii sunt tatuatori, alții sunt pictori, pleacă din țară la tot felul de, nu știu, rezidențe artistice, la convenții, se duc la evenimente dedicate graffiti-ului strict, se plimbă. Dar în același timp lucrează și în țară pe proiectele pe care le avem. Pe de altă parte, ok, deci ideea mișcării are în momentul ăsta 7 membri. Ar fi și Macanache al 8-lea, care este luat așa, doar sub umbrela noastră ca imagine. Noi îl promovăm pe el ne promovează pe noi. Și ocazional lucrăm și cu... colaborăm, ăsta e termenul, colaborăm și cu alți artiști din domeniu și facem un mix de stiluri. Comunitate.